Someone asked me once in an interview, what was growing up like? Where'd you go to school and what would you do if you weren't doing that? Mama, ce bine. I've been driving my first car, worn out dog, trying to make rent with a vet and job, just making do with tips in a jar, mama, my guitar and an old boss too. Ai, și abia mai respira. Someone asked me once in an interview, what was growing up like? Where'd you go to school and what would you do? Oh, no, ce bine e! If you were ce bine into e! Salut! Salut! De unde ești? Sunt din Brașov. Și cum te cheamă? Bogdan. Bogdane! Country nu e ușor să cânti. Am avut odată o călătorie în America. Prietenii mi-au făcut bucuria să ajung în Vegas pe Route 66. Bă, și când treci și apare Vegasul, bă, deci ți se taie răsuflarea. Bă, și vreau să zic că acum când ai cântat, m-a dus mintea la, nu știu, amurgul ăla, stâlpii de electricitate care trec pe lângă mașină, mașina, neapărat un Cadillac, decapotabilă, B.B. King cu Eric Clapton făcând discul ăla fabulos. Te văd așa foarte Nashville, foarte în zona asta și... alegi tu pe cine vrei. Bogdan, eu am simțit un moment foarte sincer și mi-am adus aminte de perioada când ascultam în prostie Miranda Lambert și Blake Shelton. Mi se părea că muzica country e atât de sinceră încât efectiv nu poți să o compari cu nimic. Și... mie îmi place să cred că eu sunt o persoană sinceră, așa cum este momentul pe care l-ai avut tu, și cred că aici ne conectăm. Eu nu știu dacă tu ai venit setat de acasă, dacă se întoarce, nu știu, tu doar te duci la el, pentru că poate e și acest factor, vârsta mai apropiată. Poate consider că ai putea da, să ai cu el o conexiune. 34. Ești mai aproape de ea decât de mine. Dar mie mi-ar plăcea să-ți încerci șansele la Vocea României cu mine. Pentru că eu știu că am ce să-ți dau și mi-ar plăcea foarte mult să-ți dau din ce am și să-mi dai și tu din ce ai. Băi, Bogdan, eu nu m-am întors că nu prea rezonez cu stilul ăsta. Deși am și scris pentru cineva care cântă country. Îmi place bluesul. Ăla, dar... cum ziceam în 90, hai te fac un blues. Nu. Dar ăla era de fapt slow, știi? Nu. Lady Red. Și cum dansam, și cum dansam. Mai ții minte cum dansam? Da, dansul economic. Nu, era așa. Dați-mi voie să fac o... de la distanță, exact. Aveai, te ținea coloana un pic, da. Să te am așa, știi? Să nu care cumva să... Da. Asta erau. Da, dar nu la bluzul ăsta mă referam. Și în Ardeal se dansează asemănător. Bogdan, mie mi-a plăcut foarte mult cum ai cântat, dar aceeași problemă ca la Smiley, eu nu rezonez neapărat cu stilul ăsta. Am avut norocul să călătoresc prin deșertul din Arizona
și a pus Red Hot Chili Peppers. Eu pur și simplu rezonez cu altceva. Dar sunt foarte curios pe cine să alegi. Este dificil să aleg pentru că inima îmi spune ceva. Eu am crescut cu o anumită muzică care m-a crescut prin fiecare vers și cred că am proiectat în timp momentul acesta. Irina, îți mulțumesc foarte mult și simt că chiar dăruiești foarte mult. Da. Dar vor merge cu Tudor.